Din Matei, din capitolul 21, haideți să deschidem Scriptura și să citim de la versetul 1 și până la 9. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele Măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Oseana, fiul lui David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Oseana în locurile preanalte, amin. Vă invit cu respect să reluați locurile. Este o bucurie pentru mine să fiu în mijlocul dumneavoastră. Este o seară de marți, este o seară în care Dumnezeu se prezintă și Domnul poate să taie inimile noastre împrejur, chiar dacă oamenii din jurul nostru sărbătoresc săptămâna mare, așa cum este numită, pentru că evenimentele au început cu acest eveniment important, intrarea în Ierusalim de duminică, și bineînțeles s-au finalizat tot duminică, deci este o săptămână extinsă, să o numim așa. Totuși sunt foarte importante evenimentele din viața Domnului Iisus dedicate morții și învierii Lui. De fapt, dacă o să studiem cele patru evanghelii, o să observăm că din ele, aproximativ 30% este dedicat ca și cantitate, ca și spațiu, morții și învierii Domnului Hristos. Deci, înseamnă că din tot ceea ce scrie Evanghelia, o treime, gândiți-vă, fraților și surori, o treime Domnul a rânduit și Duhul Sfânt i-a inspirat pe evangheliști ca să dedice atâta spațiu și atâta loc evenimentelor care au însoțit cele 7 zile din jurul morții și învierii Domnului Hristos. Ne aflăm aici în ziua de duminică, în Matei, în capitolul 21 sau în Luca 19, și era o zi deosebită, era ziua intrării în Ierusalim a regelui păcii, în cetatea păcii intra regele pace, regele Hristos, împăratul împăraților, el intra biruitor, el intra smerit, blând și călare pe mânzul unei măgărițe. Și imediat ne uităm la evenimentul acesta deosebit și uitați-vă, imediat împăratul este înconjurat de noroade, versetul 9, erau oameni care mergeau înaintea lui, erau oameni care veneau în urma lui, erau oameni care strigau de bucurie la adresa lui Dumnezeu și îl numeau pe Hristos fiul lui David. Și mai mult decât atât, îi spuneau Osana, adică mântuiește-ne, te rugăm. Și apoi, pe lângă mântuire, ei binecuvântau, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana, mântuiește-ne în cerurile preanalte. De ce noroadele rosteau și foloseau acest cuvânt de Osana, de mântuiește-ne? Și nu odată și nu de două ori, de multe ori se striga în jurul lui Hristos, mântuiește-ne. Ba, uitați-vă, fraților și surori, la versetul 15, unde din nou apare același cuvânt. Preoții cei mai de seamă și cărturarii au fost așa de supărați că au văzut cel puțin două lucruri care le-au pus capac. S-au supărat foarte rău.
au văzut odată minunile pe care Hristos le făcea și al doilea lucru, copiii strigând în templu și zicând, Osana, fiul lui David. Și atunci oamenii ăștia s-au umplut de mânie. Și imediat ei au încercat să oprească pe copii, să-i spună Domnului Hristos să-i oprească, dar Domnul i-a spus că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Și atunci sărbătoarea de astăzi sau sărbătoarea din ziua asta a intrării Domnului în Ierusalim se finalizează cu ieșirea din Ierusalim și îndreptarea Domnului spre Betania. Bineînțeles, în următoarea zi are loc blestemarea smochinului și urmează evenimentele pe care noi le cunoaștem. Dar în seara aceasta, un îndemn din acest text este acesta și Domnul îmi vorbește mie, îți vorbește ție, strigă și tu Osana, să strig și eu Osana, mântuiește-mă Doamne, mântuiește-ne Doamne. Mai este nevoie aici în Dumbrăveni de mântuirea lui Hristos? Mai este nevoie. Mai este nevoie la noi în Cluj de mântuire, să știți. Oamenii trebuie să vină la cunoștința adevărului, trebuie să fie mântuiți. Și știți care este urgența acestei clipe? Mi-au spus mai mulți frați, dar dintre ei am reținut mărturia unei surori care a avut ea o răpire deosebită, o răpire sufletească și spunea că a fost în sala de nuntă, în sala unde mirele nostru Hristos își pregătea mesele, își pregătea acolo scaune, erau locuri și spunea că fiecare scaun avea un nume al lui personal, al unui om care urma să-l ocupe și spunea că așa de puține locuri erau libere. Aproape toată nunta, aproape toată sala de nuntă era ocupată, era plină și mai erau puține locuri care să fie ocupate. Și ne gândim, fraților și surori, la realitatea și la urgența acestei imagini și înclin să cred lucrul acesta, pentru că de 2000 de ani Dumnezeu a tot chemat și a tot primit oameni. Și mă gândesc și mi-amintesc cu atâta emoție clipele în care mă rugam înainte de botezul meu în apă și spuneam, Doamne, te rog, nu veni la noapte că eu încă nu sunt botezat și s-ar putea să nu fiu mântuit. Te rog frumos, mai zăbovește un pic. Și m-am rugat și cu atâta emoție și frică am așteptat ziua în care să fiu botezat, să fiu scufundat în apă. Și uite, găsesc aici textul acesta care actualizează tema mântuirii, tema salvării. Și acum o primă întrebare pe care o putem pune textului nostru. De ce să strig și eu Osana? De ce să strig înaintea Domnului în seara aceasta de aici din Dumbrăveni? Doamne, mântuiește-mă, te rog. De ce? Și Domnul spune un prim răspuns. Știți de ce? Pentru că vine împăratul. Împăratul vine. Atunci venea împăratul și intra împăratul în Ierusalim și oamenii strigau strigătul mântuirii. Dar cu mult mai mult decât acest lucru, decât acest fapt, Hristos, Domnul, revine, fraților. Și revenirea Lui e foarte aproape. Și noi nu putem să stăm așa, să dormim, să ne odihnim și să spunem, lasă, dă-i pace, că oricum dacă vine, va fi bine. Nu pot să fac lucrul acesta. Afirmam adineaori că sunt unii care vin și ne iau locul nostru de la masă, dacă noi nu ne-l ocupăm, să știți. Am întâlnit un caz în județul Maramureș, undeva spre Baia Mare. O femeie a mers la biserică mult, a umblat la biserică, dar n-a putut să se hotărască să încheie legământ cu Domnul în apa botezului. Problema ei era damingeana, avea probleme cu băutura, asta era problema ei. Și după multe insistențe din partea fraților și a surorilor și avea și rudeni în biserică, n-a putut să se lase de băutură. Și într-o zi femeia asta s-a îmbolnăvit. Și-a venit diavolul în mintea ei și i-a spus, tu să te mai pocăiești acum, n-are rost, n-are, prea târziu. Și s-a împietrit așa în inima ei și a rămas pe un pat de suferință câteva vreme. Dar într-o zi, în timp ce erau rudenile ei în jurul patului ei, au văzut-o că se schimbă la față, privește fix și strigă dintr-o dată. Dar un strigăt sfâșietor, vai ce-am pierdut! Și s-a uitat la ea, dar ce ai pierdut?
A venit un cor de îngeri cântând, au venit, au coborât și au trecut pe lângă mine și m-au lăsat aici. Vai ce am pierdut! Oameni care au fost chemați la ospățul nunții mielului și au pierdut locul de acolo. Și sunt alții care vin, să știți, și vreau să vă dau și exemplul acesta și apoi vreau să intrăm puțin în text. Fratele Sandu Negrușer, păstorul bisericii noastre, un om al lui Dumnezeu, actualmente a plecat la Domnul, Domnul l-a folosit la momentul potrivit, dar omul ăsta a fost la un moment dat undeva în Spania. Era un botez, a predicat la botez și povestea dânsul. Spune, la botez, bineînțeles, au fost candidați, întrebați, au mărturisit în apa botezului credința lor în Hristos și după ce s-a finalizat lucrarea, frații din față au lansat, cum facem noi de obicei, întrebarea, mai vrea cineva să încheie legământ cu Domnul? Și spunea el, am văzut deodată prin biserică pe culoar cum venea. Venea un om, când s-a apropiat, ne-am uitat la el, era un negru. Nu știa română, dar probabil că a auzit traducându-se în spaniolă și știa spaniolă. Și a venit în față, zice, eu vreau să mă botez. Și l-au întrebat, măi omule, ai citit Biblia? Nu. Ai parcurs cursurile de la catehizare? Nu. Ți-o predica cineva mai mult decât ce ai auzit în seara aceasta? Nu. Și atunci ce vrei să faci? Să mă botez, o zis. Eu am înțeles în seara aceasta că trebuie să mă botez, spunea el. Și imediat s-a dus, a intrat în baptistier și a zis, dacă voi nu mă botezați, mă botez singur. Și așa se cobora el acolo, să boteze singur. Vedeți, oameni care vin și iau împărăția cu năvala și fii împărăției copii care au fost duși, ca și mine, de la grădiniță, de mână, la biserică și au învățat cântări. Și-au cântat în cor, și-au cântat poate în corul de tineri, și-au cântat solo, dar nu s-au hotărât să o rupă cu lumea, cu păcatul și să cânte cântarea, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și să o și trăiască. Și vin alții, vine un negru din Africa, aude o predică într-o seară, se botează singur, nu ar trebui să-L boteze. Și spunea frații că a ieșit din baptistier și mergea spre ușă plin de bucurie cu apa și roind după el. Nici măcar haine de botez nu a avut. Și curgea apa pe culoar după el, dar era bucuros că și-a ocupat locul la nuntă. Vedeți, fraților și surori, și întrebăm în seara aceasta, textul nostru, îi punem o întrebare, textul ne spune, măi, dacă ăia de atunci, cei de atunci au strigat Osana fiului David, noroadele care mergeau înainte, o categorie de oameni, nu? Noroadele care mergeau în urmă, altă categorie de oameni, copiii care erau adunați în templu, altă categorie de oameni. Uitați deja, trei categorii de oameni strigă, mântuiește-ne, te rugăm, Osana fiului David. Și dacă ei au strigat și vine Domnul în seara asta și îmi spune și mie, strigă și tu, Osana, strigă și tu, mântuiește-mă, Doamne. De ce? Pentru că vine împăratul. Ce împărat vine? Ce împărat revine? Ce împărat a intrat atunci în Ierusalim? Și mergem pe textul nostru. În primul rând, uitați-vă ce împărat special. Nu există religie în lumea aceasta să aibă conducător de religie ca și împăratul nostru. Chiar dacă unii întemeitori de religie au fost și ei împărați în ghilimele, Mahomed n-a fost chiar împărat, dar a pornit ceea ce a însemnat până la urmă Imperiul Otoman. Primul sultan al Imperiului Otoman a fost Osman și de aceea s-a numit Otoman, de la Osman, de la primul sultan. Dar Mahomed i-a întemeiat pe ei. Ori Mahomed, dacă este pus undeva într-o balanță și comparat cu împăratul nostru, nici pe departe nu se apropie de ceea ce este și a fost împăratul nostru. Uitați-vă, fraților și surori, primul lucru minunat pe care ni-l arată textul nostru despre împăratul care revine este același, este omniștiența lui, atotștiința lui, cunoașterea, înțelepciunea lui. Priviți aici câte elemente au ajuns la Betfage, la casa măslinelor coapte. Acolo unde se storcea uleiul, acolo au ajuns.
Erau spre muntele măslinilor și imediat Iisus îi alege pe doi. Și nu ne spune textul care au fost cei doi. Erau doi ucenici. Și cheamă la el și le spune așa, uitați-vă câte elemente foarte clare, profetice chiar. Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Nu trebuie să mergeți înapoi în alt sat, în fața voastră, în satul acela. E primul element. Doi, în el veți găsi îndată, deci nu o să intrați mult în sat, ci o să fie undeva la marginea satului, al treilea element. Va fi o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Al patrulea element. Dezlegați, aduceți-i la mine și dacă vă va zice cineva, adică proprietarii, dacă vă va zice cineva ceva, vin proprietarii și vă întreabă ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îi va trimite. Ba vine Marcu și completează imaginea și spune undeva după cotitura drumului. Au văzut Domnul exact, după cotitura drumului. Acolo erau aceste două animale și așteptau. Elemente foarte clare, dar mai mult, priviți la versetul 4 și la versetul 5, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, spune sficei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, e blând, e călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Fraților și surori, cercetătorii Bibliei spun că în Vechiul Testament există 333, cel puțin 333 de promisiuni de indicii cu privire la venirea și revenirea Domnului Hristos. Din aceste 333 de promisiuni, de profeții care s-au făcut, 100, aproximativ 100, s-au împlinit în venirea lui Hristos. A venit Hristos și s-au împlinit punct cu punct cele 100 de prevestiri din Vechiul Testament. Una dintre ele era asta, intrarea în Ierusalim, în care v-am adus niște amănunte. Vine împăratul, el trebuie să intre în Ierusalim, el trebuie să intre călare pe un măgăruș, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe și el trebuie să intre biruitor. Ei, fraților și surori, toate aceste lucruri s-au împlinit ca să ne demonstreze că împăratul nostru care vine într-o zi, care va coborî din cerul lui Dumnezeu pentru a doua oară și nu ca să aducă mântuirea, ci ca să pornească judecata și să dea răsplătirea celor care l-au slujit. Acest împărat revine, lăudat să fie el. Faptul că el a prevestit în Vechiul Testament aproximativ 100 de prorocii care s-au împlinit și le confirmă evangheliile. Imediat a venit el și celelalte, gândiți-vă, de la 100 până la 333, avem 230 de promisiuni în Noul Testament și în Vechiul Testament, care încă nu s-au împlinit atunci și se vor împlini când va veni Hristos. Ei, ce împărat avem noi? Cine mă cheamă pe mine la mântuire? Să mă pocăiesc, să mă împac cu el. Mă cheamă cel care are ochii ca para focului și cel care cunoaște totul despre mine. El știe unde locuiesc, el știe câți ani am, el știe numele meu, el știe vârsta mea, el știe totul despre mine. El știe câți peri am în cap, i-a numărat și știe câți au căzut astăzi și câți vor cădea mâine. El cunoaște totul despre mine, că așa este el, lăudat să fie Domnul nostru. La noi în Cluj a fost un frate care nu prea credea, nici acum nu prea crede el în lucrarea Duhului Sfânt și în special în darul de prorocie. Și-a venit odată aici în zona Sucevei, era o soră Varvara pe la Sucevița. Și s-a dus la sora și el alături de altul și sora a luat boticuța aia ei și l-a atins și a zis cât despre tine pe care te cheamă așa. Și a zis numele, nu vi-l spun că-l cunoașteți, nu vi-l spun, e predicator mare. Dar i-a spus pe nume, zice tu așa, așa, așa. L-a terminat. A zis, mă, Domnul, chiar te lucrează, mă, chiar te lucrează. Era cu el altul și a zis, cât despre tine putare și pe ăsta îl cunoști. Tu vei trece peste grămada de ape și te vei duce în America. Și s-a împlinit.
acum mai păstor în America. Și se dădeau lucrări atâta de clare și pe nume, pe nume, că așa le dădea Dumnezeu atunci. Și cred că și astăzi mai sunt vase de lucru și Domnul să binecuvinteze vasele de lucru. Și împăratul acesta care e tot știutor, care e înțelept, să ia vasele de lucru în subordinea lui și să le împuternicească și să le dea descoperiri clare și curate de la el. Domnul să lucreze la aceasta. De ce să mă pocăiesc? De ce să mă mântuiesc? De ce să vin să fiu salvat de Hristos prin sângele lui? Pentru că vine împăratul și împăratul acesta este omniscient, știe totul despre mine. Al doilea lucru. De ce să vin la Hristos? De ce să mă salvez, să mă mântuiesc, să vin la mântuire? Pentru că vine împăratul și împăratul, spuneam, este biruitor. Uitați-vă la versetul 5. Spune sficei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Dar dacă vom citi Zaharia 9:9, acolo ne spune blând, zmerit și biruitor. Ori, fraților și surori, dați-mi voie să cred lucrul acesta. Biruința cea mai mare nu au cei care au pumnul puternic, nu au cei care au forță în mușchii lor, nu au cei care au relații sau care au bani. Biruința cea mai mare de-a lungul veacurilor au câștigat-o cei blânzi și cei zmeriți. Aceștia au câștigat biruințele cele mai mari. Cine are puterea să se înfrâneze pe sine, acela poate să fie egal și poate mai mult decât cel care stăpânește cetăți și care nu se poate stăpâni pe sine. Că acela se pierde pe sine dacă nu se poate stăpâni. Dar cine se stăpânește pe sine primește într-o zi o răsplată extraordinară. Hristos Domnul este împăratul care este blând, este zmerit și din cauza asta el este biruitor. Și ne uităm, fraților și surori, în Filipeni, în capitolul 2. Să aveți în voi gândul care era și în Hristos, adică voi trebuie să semănați cu Hristos. Ce gând a fost în Hristos? Filipeni 2:5. El, măcar că avea ceva, uitați-vă, avea un chip și chipul ăsta era chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și se dezbracă pe sine însuși și ia chip de rob și nu numai rob, să știți, că spune aici s-a făcut asemenea oamenilor. Una este să renunți tu la trupul ăsta și să te faci furnică sau să te faci vierme ca să mergi să le predici viermilor. Dar alta e să te faci rob între vieri, nu să fii împăratul lor. Și smerenia lui Hristos o vedem de la iezle până la cruce. Se naște într-o iezle, de ce n-a mers într-un palat, că era împăratul împăraților și domnul domnilor? Se duce și este supus unei femei, el care o creat-o pe propria lui mamă. Și spune acolo în Luca, în capitolul 2, că s-a coborât acasă și le era supus părinților. Se duce și stă la îndemâna unui tâmplar și dă rindeaua și dă joagărul și ce mai aveau ei atunci, unelte, de ce? S-a zmerit. Și mai mult decât atât, a învățat prin lucrurile pe care le-a suferit, spune Cartea Evreilor, capitolul 4, a învățat să se zmerească, s-a coborât tot mai mult. Și s-a făcut nu numai robul oamenilor, uitați-vă în Filipeni, urmează textul nostru și spune că s-a făcut asemenea oamenilor, a devenit rob, dar s-a coborât și mai jos, a suferit moarte și încă moarte de cruce, fraților, asta e smerenia smereniei. Să te cobori tu între oameni din statutul, din statura ta de Dumnezeu, să fii om, e un lucru mare. Să te cobori mai jos decât oamenii și să fii rob, e un lucru și mai mare. Să te cobori mai jos decât robii și să suferi ca un tâlhar, ca un răufăcător, ca un deținut, ca unul care nu mai merită să trăiască. Asta e cel mai mare lucru. Și te cobori și te cobori și te cobori
Și de ce a făcut Hristos lucrul acesta? Spune cartea Filipenilor și Pavel completează. Pentru ca în numele lui Hristos să se plece orice genunchi al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de sub pământ și orice gură să mărturisească spre lauda lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Împăratul, este Domnul, lăudat să fie Domnul nostru. De ce să mă pocăiesc? De ce să strig și eu oseana? Pentru că vine Împăratul și Împăratul știe totul despre mine și n-are rost să mă duc și să-i spun, Doamne, păi știi că așa și așa și așa, că El oricum știe tot ce am făcut. Poate să-mi pună în fața mea toată viața pe un ecran și să vină imagini, cuvinte, gânduri, tot. El totul știe despre mine. Și pe lângă asta, știi ce face? Omul zice, Doamne, Tu poți să-mi zici toată viața mea că am făcut asta și asta, dar dacă Tu nu mă ajuți pe mine să ies de aici, din starea mea, eu sunt un om legat. Ia un bețiv, nu? Un bețiv. Și ăsta e legat de alcool. Un fumător, e legat de tutun. Unul care se droghează, e legat de drogul lui și așa mai departe. Unul care merge unde nu trebuie, e legat de dragostea aceea murdară, imorală, de femei și așa mai departe. Și vine ăsta și zice, uite, eu sunt legat de un scaun sau poate legat de un lucru. Dezleagă-mă, omule! Doamne Dumnezeule, ajută-mă să mă dezleg! Nu pot să mă dezleg! Fă ceva! Și zice Dumnezeu, ca nimeni să nu vină și să-mi spună într-o zi că eu am stat liniștit în cerul meu și n-am făcut nimic, mă cobor din cer, vin pe pământ, mă fac asemenea oamenilor, iau robia roabă, dau darul oamenilor, mă înalt la dreapta Tatălui, mijlocesc pentru ei și mântuiesc pe oameni. Și le dau o dovadă de netăgăduit prin faptul că am coborât între ei și am fost ca și ei și am devenit puternic. Uitați-vă, pe lângă că știe toată viața mea, El vine în viața mea și spune, fii atent, eu pot să vin cu biruința mea, cu puterea mea, cu puterea smereniei mele, cu puterea blândeții mele și te pot face asemenea mie. Cum e asta? Prin puterea Duhului Sfânt. Coboară Hristos în viața noastră, ne transformă, ne schimbă, ne face biruitori. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul, fraților! La noi în Cluj este un frate. Are peste 70 de ani. Încă nu și-a pierdut puterea și râvna pe care a avut-o pentru Domnul. Dar știți de unde l-a smuls pe omul ăsta Domnul? L-a smuls Dumnezeu din birt. El mergea la băut și când mergea să bea, cea mai, nu știu, îi venea în minte un gând că cel mai fain lucru pe care el îl poate face e să se ia, să le urmărească pe surorile care merg la biserică și să-și bată joc de ele și să le înfrice așa bine și după aceea să meargă să bea. Asta era plăcerea lui. Și urmărea pe surorile care mergeau la biserică și striga după ele, pocăitelor și așa mai departe, vin, vă fac rău, și se speriau bietele surori și fugeau. Într-o zi omul acesta s-a luat așa după două surori și mergând după ele, el imediat a intrat în biserică și el a zis, mă, ce să fac, hai să intru și eu să văd ce e la pocăiți. Intrând la pocăiți, l-a cercetat Domnul, el era un pic beat, era un pic băut. L-a cercetat Domnul pe loc, Dumnezeu l-a dezmeticit din mintea aia lui bolnavă și bețivă și din tot ce era în mintea lui de aburi alcoolului, pe loc a înțeles prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu că poate să fie iertat, pe loc a fost iertat de Domnul, era o zi de botez în apă și a strigat, botezați-mă și pe mine. Și a zis, omule dragă, tu ești un bețiv, tu miroși alcool, nu te putem boteza, botezați-mă și pe mine că Hristos m-a iertat, m-a mântuit, botezați-mă. Și a trebuit să-l boteze. Și apoi Domnul i-a dat niște daruri și astăzi încă îi pe metereze și conduce un grup de rugăciune. Asta e minunea lui Dumnezeu, fraților! Nu i-a mai trebuit băutură pe limbă. De ce? Hristos e biruitorul! Hristos biruiește, rupe lanțurile! Și vă spun un caz mai recent. Era un tânăr care venea la noi, la tineret, în urmă cu vreo 10 ani, maxim 10 ani, poate vreo 7-8 ani.
Și tânărul ăsta stătea acolo și după ce, bineînțeles, știți cum s-a întâmplat. Noi ne adunam cu tinerii, aveam seară de tineret, rugăciune, cântare, îndemnuri din Biblie și cineva a ieșit în fața bisericii și l-a luat așa de mână. N-ai vrea să intri și tu? O zis, aș veni. Dar ăsta era un drogat. Era un băiat care mergea la discotecă și se droga. Asta era plăcerea lui, drogul. Și l-au adus în biserică și-o stat și-o plăcut. Și-a înțeles că Hristos poate să rupă lanțurile din viața lui. Dar a cochetat o perioadă așa cu drogul sau cu biserica. Și îmi povestea după ce s-a pocăit. Zice, după ce am venit și m-au adus acolo în biserică, zice, m-am dus într-o seară, zice, așa m-am drogat, era să mor, era să mă omor. S-a dus nu știu unde, la 30 de kilometri de Cluj. Și zice, iar am venit în biserică și iar am plecat, și iar am venit și iar am plecat. Și într-o zi Domnul s-a atins de el, fraților, și l-a botezat cu Duhul Sfânt. Și l-a eliberat Domnul de toată starea lui și de tot trecutul lui. Și omul acesta a devenit un suflet pentru Dumnezeu. Și l-am luat într-o zi și l-am dus, că să știți că nu prea, vedem așa că apare un colț, ceva verde, nu? Dar s-ar putea să fie buriană, nu? Viață poate să fie și la buriană. Și atunci l-am luat într-o zi pe băiatul ăsta să-l duc la verificare, cum zicem noi, la raze, așa se zicea și altă dată. Și l-am dus undeva la un vas de lucru, la o soră bătrână de 90 de ani și a avut o lucrare. Și în lucrarea aceea a fost următorul cuvânt. Zice așa, bucură-te, tânărule, că te-am smuls de la rădăcina fără de lege, să fii un om al meu. Așa eu am avut lucrarea. Și ăsta a început să plângă și pe drum ne-a mărturisit, uite cum mă drogam, uite ce făceam, uite ce a făcut Dumnezeu. Actualmente copilul ăsta e conducător de adunare într-un sat unde n-a fost biserică. Și mare Dumnezeu că se folosește de oameni de genul acesta. Fraților, Hristos este biruitor. În Ierusalim a intrat un Hristos care știa totul, știa și cine are să-l vândă, știa și că Petru se va lepăda, știa că toți vor fugi, știa toate. Și cu totul că știa lucrurile acestea, a avut putere să stea cu ei la masă, a avut putere să le dea învățături, să le spună că în casa Tatălui sunt multe locașuri, a avut putere să se roage, Ioan 17, rugăciunea aceea, Tatăl meu, aia noi nu putem să o rostim. Noi putem să rostim Tatăl nostru, că asta ne-i dată nouă, dar nu pot să zic ca și Hristos, Tatăl meu, fă asta și fă asta, cum a spus Hristos, dă-mi slava pe care o aveam la tine înainte de a se întemeia lumea, asta nu pot rosti eu, asta a fost rugăciunea lui Hristos, dar cu toate că știa că oamenii ăștia îl vând, că îl părăsesc, că fug de el, că unul se leapădă, că se întâmplă ce se întâmplă, s-a rugat înaintea Tatălui și a zis, mă rog ca să fie una, tot să fie una, de ce? Așa vrei tu, Tată, ca să fie unitate și aici cum e în cer unitate, pentru că între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt e unitate perfectă. Dumnezeu așteaptă și în biserică să fie unitate perfectă. Și de ce să strig Osana, de ce să strig mântuiește-mă? Pentru că El știe totul despre mine și mai mult decât atât, pentru că El este biruitor. Și al treilea lucru, pentru că El este mântuitor, fraților, este mântuitor. Că una e să știi, alta e să fii biruitor, dar singurul din univers care e mântuitor e Iisus Hristos Domnul. Numai El mântuiește, oamenii nu mântuiesc, dar Hristos mântuiește și astăzi. Și faptul că vedem oameni schimbați, oameni transformați, înseamnă că Hristos încă lucrează prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fraților, în seara aceasta Domnul ne vorbește fiecăruia dintre noi, strigă și tu, Osana, de ce să strig, Doamne? Pentru că El știe totul și aici îmi place să mai amintesc în fața fraților. Am cunoscut în județul Sălaș pe un frate cu numele de Adam Avram. Omul acesta era proroc, era un om al lui Dumnezeu, tata fratelui Cornel Avram din Happy Valley, din Phoenix, din Arizona. Ei, omul acesta într-o zi a fost trimis la Ceaușescu și s-a spus din partea lui Dumnezeu să meargă la Ceaușescu să-i spună să nu mai apese așa de mult pe pocăiți și să lase un pic de libertate religioasă. Și Domnul i-a dat și un semn și a spus lui Ceaușescu așa,
ca semn că Domnul ți-a vorbit lucrul acesta, avionul tău personal va exploda în aer. Să nu te duci cu el de acum, următoarea călătorie, avionul tău personal va exploda. Trimite pe alții, fă probă, pune-l pe Dumnezeu la probă, dar tu să știi că o pățești dacă te duci. Și atunci șeful statului a zis, hai să încerc, să văd ce a zis bătrânul ăsta. Și-a trimis pe altcineva și într-adevăr s-a întâmplat o defecțiune și a explodat avionul. S-a speriat șeful statului. Și imediat i-a chemat pe câțiva din jurul lui care erau mai apropiați și a luat un Aro IMS și l-a încărcat. Mașină de spălat, era atunci Arctic, aragaz, frigider, cutare, dar i-a pus plină, era cu ustensile, cu electrocasnice. Și acum ăștia care mergeau spre sălaj, vorbeau între ei. Păi zice, ce-i cu bătrânul ăsta? Lui trimite tovarășul Ceaușescu, îi trimite atâtea lucruri și nouă care l-am slujit de atâția ani și am depus cerere să ne dea, mie un frigider, ție așa, ție așa. Și nouă, nu ne dă și dă la ăsta. Dar știți ce s-a întâmplat? Când au ajuns în poartă la bătrânul, a ieșit bătrânul acolo, s-a uitat la ei râzând și a zis, ce ați vorbit despre mine pe drum, că Dumnezeu mi-a descoperit tot. S-a uitat unul la altul, a zis, hai să fugim că ne trăznește, hai să fugim. Și au lăsat acolo lucrurile jos și fuga, nu cumva să o pățească. Vedeți, Domnul Hristos lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt. Și El este atotștiutor, El știe totul. Dar auziți și ascultați-mă, dragilor, nu-i mare lucru să vină Domnul și să-ți spună că locuiești pe strada cu tare, la numărul cu tare, așa, așa. Cel mai mare lucru este să vină Hristos și să-ți spună, te-am iertat, ăsta e cel mai mare lucru. Este la noi în biserică un frate bătrân, are 87 de ani și într-o zi după ce s-a întors la Domnul, s-a enervat așa rău pe un frate din biserică că a vrut să ia un par și să meargă să-l bată. Clar că nu a fost de la Domnul nervii ăia și vedeți ce am spus acolo, e adevărat și valabil, întreb la fiecare. Biruința și biruitor mă dovedesc când dezmerit și blând, de asta nu a fost blând cu parul. Când mergea el cu parul, l-a auzit pe celălalt care i-a zis, auzi, dacă vreodată te-o ierta Dumnezeu, fratele meu, de păcatele tale, iartă-mă și pe mine, te rog. Asta i-a zis-o celălalt. Și atunci ce mi s-a muiat mâna și mi-a căzut jos lucru cu care am vrut să-l lovesc. Dar zice, a fost rău. M-am gândit, mă, păi dar eu am fost conștient de ceea ce fac, am luat parul, dar m-am ascultat de mânie, n-am ascultat de Dumnezeu. Dacă cumva Dumnezeu acum nu m-a mai iertat, și eu o să fiu aruncat în iazul de foc într-o zi, din cauza unui păcat făcut conștient. Și o stat înaintea lui Dumnezeu 3 zile de post, postul Esterei, și o zis, Doamne, știi ceva? Le continui zilele astea, nu mănânc nimic până nu îmi spui, până nu te aud că m-ai iertat. Dacă te aud că îmi zici că m-ai iertat, atunci înseamnă că tu mai ai cu mine ceva de lucru. Dar dacă nu, să știi că nu mai mănânc nimic până mor. Și spunea el că după 3 zile de post s-a trezit brusc, era noapte, era în patul lui și s-a trezit brusc și a auzit, spunea, undeva pe cer, în partea răsăritului, o voce ca un tunet, te-am iertat, și zice, vocea asta s-a prelungit deasupra mea, te-am iertat, și a mers până în partea apusului, a treia oară, te-am iertat, zice, era ca un tunet, și zice, așa m-am bucurat, și am zis, să-ți ierta de Dumnezeu, pot să-L slujesc pe Dumnezeu cu toată inima până la capătul vieții. Fraților, cea mai mare minune, cea mai mare putere a lui Dumnezeu a fost și este iertarea. Ce l-a costat pe Hristos să meargă la un mort și să-i spună, ridică-te! Să meargă la fetiță, să-i spună, Talita, acum! Să meargă la mormântul lui Lazar, să-i spună, Lazar, ieși afară! L-a costat un cuvânt, 2, 3 cuvinte! Asta nu-i mare lucru? Dar ca să-mi spună mie să ies din mormântul păcatului meu, să ies afară, l-a costat viața. Ca să-mi spună mie, măi, ridică-te din morți, de acolo, din moartea ta spirituală.
Renunță la viața ta de păcat, că îți dau un viitor și o nădejde. Dacă ai fost curvar, o să fii un om fericit și un om curat înaintea mea. Și șterg tot dosarul tău și las un dosar alb și pun sângele meu pe dosarul tău. Dacă ai fost un om lacom, dacă ai fost un bețiv, un fumător, un dependent de droguri, eu toate astea le iau, le șterg, le arunc în mare și îți fac un viitor și o nădejde. Viitorul tău se numește Iisus, nădejdea ta este Iisus, Hristos în voi, nădejdea slavei. Fraților, de ce să strigăm, mântuiește-ne și pe noi? Pentru că uite ce împărat avem. Unul care și-a dat viața în locul vieții mele. Uitați-vă aici ce împărat, a mai văzut cineva așa împărat? Orice împărat are un tron. Împăratul acesta despre care noi vorbim are alt tron. Tronul se numește o cruce. Și nu șade cum stau împărații pe un fotoliu sau pe un tron de slavă, ci stă și pironit și sfâșiat de durere pe tronul ăla ciudat, pe tronul crucii. Orice împărat are o coroană de împărat, dar el în locul meu și pentru mine ia cu una de spini. Orice împărat are o haină, nu, o haină. El merge acolo sus și acceptă să fie dezbrăcat de haina lui și încă să-i fie sfârșiată inima. De ce? Că a vrut să mă îmbrace cu hainele mântuirii, cu mantaua izbăvirii și să fiu ca o mireasă gătită pentru mirele ei. De ce? Pentru că m-a iubit și mă iubește. Așa că nu merită, fraților, să spunem lumii niciun lucru bun, niciun vino la mine, nici o binecuvântare în calea lumii și să-i spun vreau să mă duc cu tine, lume. Nu! Pe mine nu mă mai interesează lumea. Au fost cuvintele unui martir care a fost dus să fie ars pe rug și au venit autoritățile și l-au întrebat, spune-ne, te rog, 3 puncte din doctrina ta, din învățătura pe care o predici la alții. O zis, 3 puncte vreți? Da, 3 puncte. Iisus, Iisus, Iisus! Astea cele 3 puncte ale predicării mele. Fraților, Iisus în voi, nădejdea slavei. Asta e esența. Crucea lui Hristos, jertfa lui Hristos, ființa lui Hristos, viața lui Hristos. Tot ce are Hristos este pentru mine. Și avem o cântare și o cânta mămica, țin minte, eu am crescut într-o familie în care mămica avea cântări în inimă și pe buze. Și era o cântare în care cânta dimineața și mă trezeam cu cântarea. Prea iubitul meu e unul, fără seamăn pe pământ, glasul lui e armonie, farmec e a lui cuvânt. Orice loc pe unde trece de mirez mi-alese-i plin, câmpul-i mai frumos acolo, cerul este mai senin. Ăsta-i prea iubitul nostru, e Iisus, e mirele nostru. Și în seara aceasta ne-am adunat aici ca să ne închinăm Lui. El încă este împărat. Ne-l arată cartea Apocalipsa, capitolul 19, că s-a văzut cerul deschis. Și pe cerul deschis a început să coboare oaste mare, erau cai albi, dar în fruntea lor era unul care avea haina muiată în sânge, care avea scris pe coapsă și pe haină, împăratul împăraților și domnul domnilor. Și capul îl avea încununat cu multe cununi. De ce? Hristos vine, împăratul vine și atunci când va veni, poate vom păți ca și omul ăla ce a avut un vis. Era la ușa raiului. Ce ai făcut ca să intri? M-am dus la biserică. 0 puncte. Ce ai făcut să intri? Am avut familie, copiii mi-au fost pocăiți. 0. Tot 0 pus. 0, 0, 0. Și la urmă, când a văzut cât e de greu, a zis, numai harul mă mai scapă, numai harul. Și a zis, să-ți pun un 1 în față, că 1 e Hristos, El e harul. Și când a pus 1 în față, a ieșit poate 1 milion sau 10 milioane, că zerourile alea au primit valoare, pentru că atunci când îl punem pe Hristos în fața vieții noastre, viața capătă sens. El e împăratul împăraților și domnul domnilor. Lăudat să fie numele Lui. Strigă și tu, Osana, mântuiește-mă în seara aceasta, pentru că încă nu-i prea târziu. Încă cartea vieții este deschisă. Este în Cluj un frate, vreau să mai spun asta și apoi vreau să ne rugăm. Este în Cluj un frate pe care îl cunosc, un fost frate, sau poate să-l numesc încă frate. Omul acesta, acum vreo 50 de ani, peste 50 de ani,
în cadrul unei rugăciuni, a unei stăruințe, a fost ridicat de Duhul Sfânt deasupra podelei, el se ruga, era pe genunchi, și dintr-o dată o simțit că atunci când cineva închidea ușa sau așa, îi trecea aerul pe sub el. Și când, zice, mi-am pus mâinile așa pe sub genunchi, m-am trezit și am deschis ochii, eram la o jumătate de metru în aer, m-a ridicat puterea lui Dumnezeu. Ei, omul acesta, cât o foi el de plin de putere altă dată, a decăzut, a început să-și bată nevasta, copiii, a ajuns până la urmă la beție, a ajuns la lucruri slabe, acum zice, oare Domnul mă mai scapă, oare mă mai iubește, oare mă mai mântuiește? Și într-o zi am mers să mă întâlnesc cu el și a zis, frate, hai să spun un vis pe care l-am avut. Era o carte atât de mare cât un bloc cu 8 etaje, zice, atât era de mare cartea asta. Și pe cartea asta era litera A, B, C, D, E și până la Z. Și când m-am uitat la B, scria Baciu Ion. Era numele meu. Dar zice, parcă cineva a încercat să-l șteargă de acolo, dar încă se mai zărea. Alte nume se vedeau foarte bine scrise acolo. Dar numele meu era aproape șters, dar încă era acolo. Oare ce înseamnă? I-am spus, întoarce-te la Domnul, că încă numele tău nu-i șters din cartea vieții. Fraților, l-a așteptat Dumnezeu și l-așteaptă de mai mult de 50 de ani. Vă dați seama ce s-a întâmplat în viața acestui om? Și faptul că tu ai viață și că am eu viață, în seara aceasta înseamnă că bătălia nu-i pierdută. Numele meu poate ori să fie scris, ori să rămână în cartea vieții. Că Dumnezeu nu renunță ușor la tine sau la mine, fraților. Uitați-vă, 5 degete, nu renunți ușor la un deget? Nu. Eu sunt mădular în trupul lui Hristos. Orice om își poate pierde pormoneul, dar degetul niciodată. Omul nu-și pierde un mădular pentru că e turnat în trupul lui. Tu ești mădular sau ai fost poate într-o zi mădular în trupul lui Hristos. Hristos nu renunță la tine. Hristos te vrea cu gelozie pentru sine. Și de aceea vrea prin Duhul Sfânt să-ți facă o tăiere împrejur a inimii. Și vrea o remodelare și o apropiere de El. De ce? Vine împăratul. Și în seara asta poți să strigi, mântuiește-mă, te rog. Doamne, mântuiește-mă și pe mine. Adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care spune Hristos Domnul a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, primul eu. Poți să te pui tu și Domnul ne mântuiește. Doamne, salvează-ne pe toți. Amin.